Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune vom discuta despre economie, vom discuta despre investiții. Este bine cunoscut că, de fapt, fără investiții este imposibil să vorbești de dezvoltarea țării, de modernizarea unei țări, unei economii. Și aceștia se mai numește salarii, crearea locurilor de muncă. În această seară eu l-am invitat în emisiune pe domnul Marin Ciobanu, care este șeful Agenției de Investiții din Moldova. Bună seara, domnule Ciobanu! Bună seara, domnule Stepaniuc! Sunt bucuros pentru invitație și cu cea mai mare plăcere am dat curs acestei invitații. Da, eu în primul rând vreau să vă felicit dumneavoastră în mirea în această funcție guvernamentală, spun așa, din cauza că prin emisiuni mai vin economiști, mai vin deci, foști guvernanți și ei aduc anumite critici guvernului actual, politicii de cadre, dar cred că în cazul dumneavoastră există mai multă lume din mai multe tabere politici care spun că, până la urmă, este o alegere bună, adică, de fapt, este o numire. Și eu de atât vreau să vă doresc și personal deci, succes în activitate. Întrebarea, noi am văzut această agenție și activitățile acestea investiționale în ultimii ani, mi s-a părut ca în stranii uneori și neclare obiectivele. Cum vedeți dumneavoastră acum aceste atribuții și obiective a agenției dumneavoastră? Dumneavoastră din start cu cuțitul. Eu vreau tot să mă întorc la cei ce dumneavoastră ați menționat în partea introductivă, fiindcă foarte bine ați punctat. Într-adevăr, fără investiții străine din afară, fără investiții străine directe, este și părerea mea, deci, din păcate, Republica Moldova nu are nicio șansă în dezvoltare economică, fiindcă posibilitățile interne ale statului, inclusiv a companiilor autohtone, sunt modeste și mai ales după o perioadă îndelungată de dezindustrializare a Republicii Moldova, deci investiții străine sunt foarte, foarte importante și unică modalitate ca să dezvoltăm țara. Acum, direct la întrebare. Da, într-adevăr, fosta MIEP-ul, deci acum mai nouă agenție de investiții, a trecut mai multe reformări. Aici vă dau dreptate, rezultatele agenției de investiții pe ultimii ani, deci au fost modeste. Iată, eu acum de când sunt deja, am onoarea să conduc această agenție, am constatat și există o bună parte din angajați sunt foarte, foarte bine pregătiți. Problema, de fapt, numărul 1, concentră că capacitățile, instrumentele pe care le are agenția sunt foarte, foarte, foarte restricționate. Și aici mă refer, deci, agenția ca și număr de personal în state are 24 de persoane, din păcate în perioada de pandemie s-a inclus moratoriu de angajare și s-a oprit la 15 persoane care acum lucrează în agenție, dar după state, cum spuneam, adică ar mai fi posibil încă 9 persoane de angajat. Asta ar fi prima problemă. 2, salariile care sunt foarte modeste, fiindcă toți angajații sunt funcționari publici și aici vorbim salarii chiar foarte, foarte mici, deci 30% au un salariu de 5200 la mână, încă vreo 5 persoane, astea ar fi alte, vreo 40 de persoane au 8500 de lei la mână. Ori eu, dacă îmi permiteți să mai rămân la această întrebare, aș face o referință, de exemplu, cum funcționează în alte țări. Deci, pentru mine a fost ușor să pătrund în activitatea agenției, fiindcă, în primul rând, și activitatea mea precedentă de 12 ani la zona economică Liber Belt. Noi am creat-o de la zero, a 7-a zona economică Liber Belt și interacțiunea asta, deci componenta asta de practică care am avut-o cu corporațiile internaționale, deci mi-a permis să strâng multe informații și inclusiv cum funcționează și în alte țări. Deci, în Ungaria, de exemplu, Agenția pentru Investiții se ocupă numai de investiții. Da? Deci, agenția dată se supune Ministerul de Comerțului. Există în paralel o agenție pentru promovarea exportului și în mijloc se află o agenție de finanțare. Agenția din finanțare este focusată strict pe atragerea investiții, deci proiecte de atragere investiții și promovarea exportului, la agenția pentru exporturi. Deci, ce înseamnă asta? Vine investitorul, spune, de exemplu, BMW, pe atunci erau discuții, iată, noi venim să investim 1,2 miliarde de euro.
ce ne oferiți voi, dacă în cazul că noi venim la voi în Ungaria? Și atunci se formează un grup de lucru. Ce e interesant, în 2019 eu am vizitat personal, am fost în Ungaria și am vizitat această agenție. Deci ei era strict delimitat, aveau 130 de persoane, dintre care 30 de persoane erau unguri care au activat în corporații internaționale. Da? Deci au găsit posibilitatea și resurse financiare ca să atragă acești 30 de unguri cu experiență din diferite țări, Statele Unite, Franța, Germania. Ei, și atunci când vine investitorul, de exemplu, dintr-o țară dată, ei formează grupul de lucru exact din persoane care au experiență cu cultura dată. Experiență, da. Da, fiindcă la noi, de multe ori, lumea nu prea înțelege, din păcate, deci mulți povestesc despre investiții, atragere în investiții, dar realitatea, deci, lumea nu cunoaște că, de exemplu, cultura franceză diferă de cultura germană, da? Și mult contează cum pui mâinile pe masă, cum spui bună ziua, cum te comporți, da. Și astea sunt niște lucruri foarte fenuțe care ele iarăși contribuie la convingerea de a atrage acest investitor. Acum, dacă ne întoarcem la agenția noastră, din păcate, la noi au fost 3 în 1. Deci noi avem atragere de investiții, promovarea de exporturi și turismul. Deci, atribuții încă și turism. Și turismul. Deci avem 3 în 1. Dar turismul la ce compartiment? Eu știu cum este Ministerul, pare să, Culturii? Sau aici vă intersectați? Nu, deci a fost, pe timpuri a fost o agenție separată, acum câțiva ani a fost comasată cu Agenția pentru Investiții și acum cred că în vreo 2-3 săptămâni deja deci, componenta de turism va fi separată, iar probabil pentru agenție. Dar vă ziceam, uitați-vă, deci este 130 de oameni cu dedicație numai pentru atragerea de investiții. Și dumneavoastră ați rămas cu 15. Și noi am rămas cu 15, avem două componente, dar spuneam, deci... Cu salariul de 5.000 de lei. Da, și vă dați bine seama, deci tentația mare, deci sunt oameni pregătiți, dar trebuie să spunem așa, lucruri pe nume, deci multă lume pleacă. Deci folosesc această agenție ca o trambulină. Deci a venit, a lucrat jumătate de anul și pleacă la organizații internaționale, pe piața liberă, deci acolo sunt salarii mult mai atractive. Am văzut că guvernul a venit acum cu niște modificări la legea salarizării. În cazul de față e clar că trebuie să alte salarii acum. Da. Nu știu, noi am avut chiar ieri am avut o ședință, există un grup de lucru pentru reforma instituțiilor statului. Noi am fost și am prezentat părerea și opțiunea noastră, adică ca să reformăm această agenție, în primul rând, să ridicăm acest moratoriu. Am propus ca această agenție să o trecem în instituții publice, să avem posibilitate, fiindcă avem și donatori care sunt gata să financeze, să aloce mai mulți bani și atunci probabil vom avea mai mari posibilități ca să, în primul rând, să menținem deci, personalul care există și să ne extindem mai departe până la aceste 24 sau de ce nu, dacă vom avea nevoie poate și mai multe persoane. Am înțeles. Dacă eu o să vă întreb care este politica statului în domeniul investițiilor, noastră, cu experiența dumneavoastră precedentă și cu cunoașterea bine de ceea ce se întâmplă la noi, de fapt, în economie. Noi avem fixat în legislație, în priorități, totuși o politică clară în domeniul respectiv. Adică lumea spune că nu previn totuși investiții. Lumea spune că nu previn. Noi, eu vă zic deja de platforma Zonei Economice Libere, noi am reușit pe parcursul la 12 ani de activitate, ne-am creat în 2010 martie. Noi undeva în mediu am atras câte 25 de milioane de euro. Deci pe parcursul a 12 ani de activitate s-au atras 300 de milioane de euro și s-au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Evident, iată, aici încă o dată vin a confirma prin cifre, din păcate, iată, de exemplu, și agenția de investiții, da, deci noi s-au înregistrat, să zic, rezultate modeste chiar pentru anul trecut, deci avem undeva, nu știu, 4-5 milioane. Noi, ca zonă economic liberă, deci am reușit pe parcursul acestui an, deci să realizăm 3 investiții mari. Deci avem o investiție în Ștefan Vodă, deci elvițieni care vor prelucra, sau de fapt deja cred că au dat statul la prelucrare de fructe și legume, deci toate aceste fructe și legume vor fi exportate în Elveția și alte
pieți din comunitatea europeană, dar această investiție, bun, este importantă și ca locuri de muncă în industrie prelucrătoare, dar cel mai important, aici se formează foarte multe efecte pe orizontală, deci sunt conectați sute, dacă nu mii de fermieri și partea bună, deci tu chiar dacă ai acolo, să zic, o tonă, două, cinci, nu ai cantități mari, tu ai posibilitatea să mergi să vinzi la această întreprindere și plus nu ai nevoie să mergi undeva să cauți piața de desfacere în afara țării, că acolo deja sunt alte condiții, standarde, deci cantități și așa mai departe. Doi, investiția din Strășeni, aici chiar mă bucur mult că am reușit acest investitor, o companie germană, se numește compania Bautex, investiții circa 20 de milioane de dolari. Ca și locuri de muncă vor fi 200 de locuri de muncă, dar deja vorbim de locuri de muncă bine plătite, fiindcă și cu valoare adăugată mai înaltă. Deci aceștia vor produce produse pentru corăbii, pentru avioane, deci produse din fibră din sticlă. Și la final de mandat la zona liberă, deci am înregistrat o companie din Danemarca care vor în rezină, deci pe o platformă 8 hectare, deci acolo înainte au vrut turcii să construiască o fabrică mare de cusătorii, ceva, și a rămas cumva așa de părloagă. Ei au cumpărat de la primărie, fiindcă era în proprietatea primăriei, au cumpărat tot acest imobil și de lungă durată, deci ei au anunțat, acum startează cu 3 milioane, dar în timp își doresc vreo 50.000 de metri pătrați, deci asta ar fi în vreo 3, maxim 5 ani, ar fi o investiție de vreo 50 de milioane de euro și până la 2.000 de locuri de muncă, dar aici iarăși vorbim de locuri de muncă bine plătite, fiindcă îi vor tehnicieni, ingineri. Eu, având în vedere că mai citesc uneori articole astea despre economie, chiar dacă nu e specialitatea mea, dar ca istoric tot timpul m-a interesat reformele și acele țări care au atins niște rezultate. Și în cazul de față am vrut să vă întreb pe dumneavoastră, ca specialist, ca om care cunoașteți bine și realitățile și cu zonele economice libere. Totuși, noi am avut mari speranțe și despre asta se vorbește 30 de ani. Eu țin minte încă în Parlamentul la 94, 96, 98, investiții străine, noi să ducem. Și de fapt, fiecare prim-ministru venea și la capitolul respectiv făcea niște promisiuni, că noi de acum avem una și alta. Care, totuși, sunt tendințele aici, referitor la investițiile străine? 2007-2008. 2012-2013-2014, da? Situația actuală, 2020-2021-2022. Eu înțeleg că asta mai mult se referă la un ministru a economiei, dar oricum știu că dumneavoastră urmăriți cifrele respective. Traiectoria cred că pot să o descriu, deci dacă ne referim strict la zone libere, deci știți, în 2008, de fapt, circula un document. Era dat o indicație de către fostul președinte, domnul Voronin, a fost dat o indicație să fie elaborat concept privind lichidarea zonelor libere. Da, fiindcă, hai să vorbim așa... Eu știu, erau criticate. Erau criticate, găuri negre, deci cui nu era lini, aruncau cu pietre în zonă liberă, da. Fiindcă, din păcate, se mai făceau careva activități necreștinești și, deci, lumea deja cunoștea toate structurile statului. De ce? În 2009, deci, când am fost... să zic eu, rugat sau convins din nemți să mă întorc înapoi în țară, deci, ca să creăm zona liberă Bălți, a fost foarte greu. Nu spun cum, dar a fost foarte greu, fiindcă exista o reticență foarte, foarte mare. Într-adevăr, iată, dacă ne uităm chiar în ultimii ani, din 2010 până în 2022, e greu să atragi investiții serioase în țară, fiindcă criteriul cel mai important pentru a atrage investiții, deci este forța de muncă calificată. Acum noi trebuie să reieșim din ceea ce avem noi în regiune. Da? Deci, când vorbim, de exemplu, de doi competitori, de exemplu, dumneavoastră coasă costume și eu cos costume, da? Și fiecare încearcă să aducă echipament mai modern, cumva să optimizeze procesele, de unii aduci materia primă, materialul, cumva încerci devii mai competitiv. Ei, noi avem acum la ziua de azi, suntem într-o competiție foarte acerbă, fiindcă țări gen Serbia, Macedonia alocă pe loc de muncă
8-10 mii de euro. Deci dacă, de exemplu, aceeași companie Drexel Mayer, care ați auzit cu siguranță noi, da, în Moldova, deci el dacă merge în Serbia și Macedonia și iau acolo, deci unități de producere, au creat 1000 de locuri de muncă, au primit pe cont 8-10 milioane de euro. Noi vorbim de țări mai departate, dar chiar și România, da? Deci frații noștri din România au găsit prin fondurile structurare europene și subvenționează construcții de hale. Deci atât avem la Sebeș, de exemplu, Mercedes a construit 82.000 de metri pătrați, s-au cheltuit 40 de milioane de euro pentru a construi această fabrică. Statul român, după ce s-a finalizat construcția și s-a dat în exploatare, le-a transferat 41 de milioane de euro. Dar ultima care, de exemplu, noi am scăpat în 2014, un investitor foarte serios, compania Leone, trebuia să se investească 40 de milioane și să creeze 4.000 de locuri de muncă, a plecat la Bistrița și au construit o fabrică de 20.000 de metri pătrați, au investit numai în fabrică, fiindcă metru pătrat era 500 de euro, 10 milioane și au creat 1.200 de locuri de muncă. Dar de ce nu au venit la noi? De ce noi am pierdut? Deci, în primul rând, vreau să aduc calculul și iese subvenția de 8.000 de euro și nu contează că vine subvenția asta din start sau, de exemplu, s-a construit fabrica și după ce îți dai în exploatare, fiindcă companiile mari, cred că bine cunoașteți, îți creditează la instituții de financiare, deci cu o dobândă foarte mică, 0,5-1, da, poate acum mai mult. Deci noi, pe parcursul activității mele la zona liberă, noi am pierdut, cred că, vreo 20 de companii. În majoritatea cazurilor, deci asta vorbim de birocrație. Adică forța de muncă, dumneavoastră a spus că e factorul principal, care îi sperie pe dânsul, da? Nu se ajunge forța de muncă sau nu e calificată. A doilea, vorba despre birocrație. Deci forța de muncă nu că îi sperie, forța de muncă este factorul determinant în atragerea investițiilor. Deci dacă undeva înainte, deci erau facilitățile fiscale și subvenții, deci acum se pune accentul mai mult pe capacitățile umane. Și de ce noi, ca și stat, adică după mine, eu cred că toate strategiile, toate politicile de atragere a investițiilor trebuie să fie focusate pe creșterea capitalului uman. Nu în zadar, de exemplu, pregătirea cadrului. Pregătirea cadrului, da? Și iarăși, acum, poate cu riscul... colegiile, școlile, cu, poate toate. Cu riscul să fiu criticat că fac trimitere în perioada sovietică, dar erau și lucruri bune, de exemplu. Erau pe lângă întreprinderi mari, erau instituții de cercetare, erau diferite colegii. Iată, noi, nu din faptul că eu nu am avut cu ce mă ocupa, și asta nu intra în atribuțiile mele principale. Eu am creat un colegiu de inginerie la Strășeni de la zero, el nu exista. Așa la activitatea noastră? Da, deci eu l-am creat. Vreau să vă laud. Slavă Domnului, că adică în locul colegiului celălalt a apărut alt colegi. Noi l-am creat de la zero, deci, și nu l-am creat că... Deci eu vorbeam, de exemplu, cu aceeași companie Drexel Mayer. Îi spuneam, măi, noi vrem să ne mai extindem. La nivel de oameni cu studii superioare există, fiindcă aveți foarte multe instituții, la nivel de oameni care noi putem să-i formăm. Care tehnicieni, noi... colegiul, da. De iată, ceea ce lipsește în Moldova, lipsește cu desăvârșire pentru asta de manageri funcționali și operaționali. Adică ce spun noastre, tehnicieni, maestri, șef de schimb. Și atât impulsul ăsta, că hai, noi te ajutăm. Și eu vreau să zic că responsabilitatea socială la companiile astea este foarte mare. De exemplu, una din companii, să ne dau nume, pe perioada de când s-a scumpit gazul, undeva vreo 900.000 de euro a plătit pe două luni, a compensat. Investesc foarte mult în educație. Deci, dacă vorbim de Drexel Mayer, deci școala profesională numărul 5, plus la Cahul, acum intră în colaborare, fiindcă au și acolo o investiție foarte mare, da, la Cahul. Și iar vorbim de milioane de euro care s-au investit în educație. Și deci, mai departe, noi, iarăși, eu puteam să stau cu mâine jos, spun că eu nu pot atrage investiții, că nu e forță de muncă calificată sau nu e suficient pe piață. Da? Noi am stat și eu cu lipsă de modestie, noi am reușit și am adus mașini cu programare în America, deci în rusă CPU, da? Deci, da. Ai pus, deci nu ca pe timpul sovietic, unii erai murdar până la gât, da? Acum ai venit în halat alb, m-a scuzat, și ai introdus informația și aceste mașini foarte moderne, deci cu precizie până la micron, îți stai ce dorești, blocuri de automobil și ce vrei. Iată, la noi băieți, pe parcursul la 2 ani, învață de la ia deci sarcina pe bilet și până o trece, o proiectează în SolidCam, SolidDocs și după aia
avem printere 3D în plastic, deci el o testează cum e în plastic și după aia o ia pe purtătorul de informații, o duce la mașină unealtă sculă și produce această piesă. Eu vreau să vă zic că noi avem aici o solicitare foarte mare și am trimis, de acum ultimii 2 ani, am trimis 6 tineri peste hotare. Vin nemții din Germania, au deschis companie aici, aduc echipament și vor să ia prin rotație. Deci tinerii ăștia vorbesc deja germana, fiindcă noi am pus accentul și pe limba germană. Avem acum tineri... Acolo la un fel de practic să duc la studii, într-un fel. Da, ca să se întoarcă înapoi, da? Da, ca să se întoarcă înapoi prin rotație, deci trec prin la... E un grup de companii, au bursă 850 de euro, cazarea gratis asigurată, deci toată infrastructura socială, biciclete, sunt incluși într-un club de fotbal. Era băieți care au finalizat și au ridicat anul ăsta diplomă, deci au luat contracte de peste 2000 de euro și acum în toamnă vom trimite încă 8 tineri, dar e clar că eu nu-mi doresc mulți să afle în Germania, eu îmi doresc că ei să ducă aportul aici la noi în Republica Moldova. Și mulți, deci majoritatea tinerilor deci lucrează cu salarii undeva de la 20.000 de lei în sus. Iarăși vorbim de rata de angajare, e 100%. Da, deci nu rămâne omul pe drumuri, mă scuzați de expresie, sau caut undeva să cât mai repede să părăsească țara. Deci băieții ăștia sunt foarte bine pregătiți și lumea nu înțelege. De multe ori eu am fost criticat, chiar și directorul, domnul Bostan, da? Fiindcă iarăși la noi avem ceva care suntem, cred că, primul loc în lume, da? Invidia. Este asta la noi. Da, nu dă Doamne cineva să mă întreacă. Sunt să mă întreacă, da? Deci și se merg până la cele mai mari porcării, da? Deci cum poți tu scritici, de exemplu, colegi de inginerie, da? Când tu ai, de exemplu, și iarăși aici nu cărunc cu săgeată, eu spun cu regret și de mult spun că facultatea de mecanică trebuie urgent de investit vreo 2-3 milioane de euro ca lumea să nu învețe de pe YouTube sau din caiete. Da? Fiindcă eu mă aud, de exemplu, un băiat din Singapore, a terminat cu 97, da? Media și eu îi zic taic-sul, deci nu vă spărați, dar băiatul din clasa 4 din Singapore vorbește engleză, deci excelent, hai mai bine acolo, duceți. Și nu, noi am fost, noi vrem aici. Da? Noi am văzut acolo, vrem aici. Și, de exemplu, specialitatea inginerie și management în construcții de mașini, da? Deci sunt 4 grupe la fără frecvență, 3 la staționar. Da? Câți studenți credeți că sunt? 7 grupe. Uh-huh. Cât credeți dumneavoastră? 7 grupe, dacă îți văd câteva 20, îți 140. 120, 140. Niciunul. Acum așa? Fiindcă s-a pus accent mai mult toate instituțiile și sunt competiții care deschid contabilitate, care trebuie să afle undeva în altă parte. Adică e competiție și universitatea deschid specialități care nu ar trebui să fie specializarea lor. Da? Nu vreau să dau acum... Asta e vina Ministerului Educației. Sunt super vreun rector. S-a pus accentul mult pe IT, ceea ce iarăși este important, noi ca și tehnologii, dar din păcate industria prelucrătoare, și vorbesc aici de, iată, anume de prelucrare metal, a rămas subdezvoltată, dacă nu zero. În plus, iată, eu de ce spun lucrurile astea? Nu, încă o dată, nu pentru a cumva crea disconfort cumva. Eu spun despre probleme, ca noi să încercăm să le soluționăm aceste probleme. Iată, noi acum, eu mai am discuții cu vreo 10 companii internaționale, 95% deci îmi cer din companii, deci îmi cer competență în prelucrare de metal și producerea de masă plastică prin injecție. Iată, competența numărul 2, ea nu a existat niciodată în Moldova. Nimeni nu a oferit studii nici la colegiu, nici la universitate în producerea masă plastică prin injecție. De ce noi, iarăși, eu fiind încă la zona liberă, nu am stat să îmblu, să povestesc cât e de rău când avem cutare sau cutare. Am inițiat un proiect cu nemții, cu partea germană. Am primit direct de la Berlin prin GIZ, da? Agenția pentru Colaborare Internațională, am primit 500.000 de euro. Și acum vin echipament din Statele Unite de 500.000 de euro, deci mașini cu programare numerică cu 5 axă. În plus, am primit 3 mașini de producere din masă plastic prin injecție. Am elaborat curicula, am luat experți externi. Și atât, cu Doamne ajută, eu sper că mai sunt niște momente tehnice și la mijloc, dar eu sper de curând să facem reparații la un spațiu, fiindcă eu am luat în cadrul zonei economice libere, am luat fostul institut de încercare, Academiei de Știință. Uh-huh. Acolo s-a dorit distrugerea tot clădirea și construcția unui bloc de elită. M-am luptat 2 ani, am ajuns cu... Acolo am făcut o interpelare până la Curtea Constituțională cu domnul deputat, era atunci Igor Munteanu, și am câștigat. Și atât,
imobil care eu atunci nu conștientizam valoarea lui, dar în imediat apropiere s-a vândut câțiva ani și am făcut un calcul. Deci numai terenul, valoarea terenului 11 milioane de euro, plus clădirile 6.000 de metri pătrați, deci eu cred că cu siguranță ajungem la 20 de milioane de euro. Și iată, eu aici îmi doresc și sper mult, deci avem susținere și doamne prim-ministru, sper cât de curând să depășim niște momente tehnici ca să lansăm acest centru. Și atunci când ai solicitarea, că am avut solicitare din Elveția, da, noi vrem să construim o fabrică undeva 50 de milioane de euro, dar domnul Ciobanu, noi avem nevoie, fiindcă un aparat de cafea, vor spune, în aparat de cafea să regăsești componente din metal, din masă plastică și vrem și sectorul de asamblare. Iată, avem nevoie de vreo 500 de oameni, fiindcă producerea este foarte înalt tehnologizată. Și întrebare, deci în afară că am primit un catalog de 280 ceva de întrebări, una din întrebări care era foarte sus, iată, voi aveți astfel de competență, noi suntem gata să achităm, noi suntem gata să instruim acești oameni, da? Unde aveți așa astfel de centri de formare? Vedeți că rolul dumneavoastră este foarte important, aveți experiența aceea de acolo la zona economică liberă, acum în fruntea acestei agenții, eu așa înțeleg, deci sunteți ca un fel de centru de coordonare a tuturor lucrurilor. Pe de o parte apare comanda și apare ideea că cineva vine cu investiții și de altă parte, așa cum ați spus dumneavoastră, aici trebuie de organizat și pregătirea clasei ăștia muncitoare sau cum îi spunem noi, forțe de muncă. Și asta e un complex destul de complicat, eu am observat și în alte țări. Nu întâmplător spun că dacă cei care v-au numit în funcție au avut în vedere ca să fiți așa un coordonator, probabil că nu este rău, fiindcă fără să supere colegii noștri rectori, pe care eu tot îi cunosc, dar ei uneori așa, cu interesul lor mai îngust acolo, și nu tot timpul s-au găsit la guvern o persoană competentă care să le spună așa cum spuneți dumneavoastră. E că avem nevoie de acești specialiști, de așa pregătire și specialitățile astea, hai să vedem unde le introducem, unde le facem. Pe de altă parte, nu întâmplător am pus întrebarea aceea precedentă referitor la tendințele care sunt în problema respectivă, fiindcă cu tot aparatul și la dumneavoastră, așa mă gândesc eu, că trebuie să analizate toate lacunele astea și de văzut unde ne-am împiedicat și deși așa de târziu în alte țări lucrurile au mers mai repede. Dar la noi, deci, s-a întârziat prea mult, fiindcă din cauza lipsului locurilor de muncă, din cauza perspectivelor, că eu discut cu studenții aproape săptămânal, 70-80% dintre ei se pregătesc să pleacă din țară. Ei nu văd perspective. Ei, în discursurile noastre, a guvernanțelor, a clasei politice, a opoziției, ei nu prea văd multă speranță. Nu, vorbiți foarte corect, deci asta și trebuie să întâmple, fiindcă, pe de o parte, dacă pregătești oameni, pregătești aceste cadre și nu le dai oportunități, ei pleacă. Da. Evident, adică asta e realitatea. Pe de altă parte, nu poți aduce investiții calitative în țară, cu valoare adăugată înaltă, adică și locuri de muncă bine plătite, dacă tu nu ai competență, dacă tu nu ai forță de muncă pregătită. Deci aceste două lucruri trebuie să întâmple în paralel. Formarea forței de muncă și atragerea de investiții. Partea bună și aici, acum, credeți-mă că nu ca să cântă diferambii, deci chiar și ieri m-am văzut cu domnul Grosu, săptămâna trecută am fost în deplasare... Președintele Parlamentului. Da, săptămâna trecută am fost în Germania, la Berlin, cu doamna președinte, am avut foarte multe întrevederi și, deci, eu vreau să vă zic, conducerea țării, și inclusiv doamna prim-ministru, că eu în ultimul timp mă întâlnesc foarte des cu dumnei, toți înțeleg, deci pentru mine asta este important, da? Eu am acceptat să merg mai departe, fiindcă toate trei persoane, deci susțin și pun prioritar, deci merg două, reforma justiției și dezvoltarea economică. Și haideți acum, eu zic, am fost la Berlin, deci lumea de multe ori nu înțelege, deci noi am fost acum cu doamna președinte, ea a vorbit, deci s-au organizat, au primit-o la cel mai înalt nivel și cu domnul cancelar, domnul Scholz, și cu ministrul economiei a Germaniei. Dar cel mai important a fost un grup de circa 30 de companii. Domnul Stepaniuc, ca să înțelegeți, deci acolo erau reprezentate vreo 800 de miliarde
de euro. Da? Vorbim de exemplu, Audi, 50 de miliarde cifră de afaceri. Vorbim de BASF, dacă ați auzit, 82 de miliarde. Și care se ocupă cu chimicatele. Da, cu... da, da, da. De cel mai mare concern din lume. Da. Deci este un fel de cancelar în business. Da? Acolo când sun dumnealui, domnul Brudermüller, deci cred că ridică și cancelarul Germaniei. Și asta, iarăși, acum vă zic, asta e important, cineva să deschidă ușa, da? Și doamna președinte a făcut lucrul ei, da? Deci ea a vorbit la nivel global, a transmis mesajul politic care trebuie. Și atât de urmă, poate de multe ori eu poate sunt luat în derâdere, iată de urmă trebuie să meargă ostașe. Deja... Ne-ați cunoaște germană, așa? Da, eu am făcut ocazie să fac studii în Germania și am fost și în Parlamentul Germaniei 6 luni. Și atunci e simplu, da? Deci, dar iarăși, nu poate doamna președinte să facă lucruri pentru toți în țara aceasta. Da? Ea a făcut primul pas. Da? Și mai departe, deci, trebuie să fii în contact, trebuie să-ți prezinți, să mergi la corporațiile astea mari, să mai prezinți încă o dată, să-i convingi. Și asta a fost, după mine, a fost o vizită foarte, foarte reușită, inclusiv, bun, nu vorbesc la nivel de cancelar, deci acolo deja se discută alte întrebări, dar eu mă expun pe partea economică, deci a fost o întrevedere foarte importantă. Și atunci e clar, când din 30 de companii, dacă reușești să atragi un investitor de calibru ăsta... Măcar unul să vină. Deci, măcar unul să vină și vă dați seama, ei iau cel puțin 10% profit. Vorbim de BASF, el are 82 de miliarde cifre de afaceri, are 8 miliarde de euro profit. Pentru el 20, 50 de milioane, 100 de milioane, deci să zic eu, cum? Sunt bani, dar nu într-atât care să te temi să faci pasul ăsta. Continuăm emisiunea după o mică pauză de publicitate. Așa e regula televiziunii. Pauza de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că am în studio pe domnul Marin Ciobanu, care este șeful Agenției de Investiții din Moldova. Trebuie să o repet încă o dată. Am strănutat. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că am în studio pe domnul Marin Ciobanu, care este șeful Agenției de Investiții din Moldova. Am vorbit despre realizările și problemele care există în acest domeniu. Fiindcă atragerea investițiilor străine, de fapt, s-a ciocnit cu mai multe complicații în ultimele decenii. Acum, dumneavoastră, domnul Ciobanu, sunteți numiți acolo și, desigur, noi vorbeam și de o analiză și vorbeam și de problemele care există în domeniu, dar, până la urmă, telespectatorul care ne privește acum, el, pe lângă, înțelege el ce înseamnă investiții, înțelege el toate problemele astea pe dânsul, îl interesează. Dar noi o să avem, de urmă, la toată munca asta care o depune guvernul și inclusiv și agenția dumneavoastră, mai multe locuri de muncă, salarii mai bune, în general, niște perspective, nu numai în oraș, dar și în zona rurală, pentru tineri, pentru dezvoltarea economiei. Asta stă la ordinea zilei, în principiu. Și, de fapt, guvernanții asta, de fapt, și-au promis că viața, cumva, cumva, o să se pornească și o să fie mai bună. Ce vorbim noi, ce putem noi să spunem despre perspective, că de prognozele care se văd în acest domeniu? Dumneavoastră, de fapt, ați vorbit la acest subiect, dar hai să încercăm să argumentăm, așa cum s-ar spune, pe puncte. De acord. În primul rând, trebuie să reieșim din realitățile care le avem aici în regiune. Avem război în țara vecină, în Ucraina. Avem ca urmare la coronavirus, urmare la creștere galopantă a prețurilor, fiindcă asta este în toată Europa, deci cresc prețurile. Deci lanțurile logistice de aprovizionare la multe întreprinderi, deci ele au fost perturbate, chiar pe locuri interrupte, deci noi avem erau timpuri când un container din China, de exemplu, costa 2.500-3.000 dolari. Acum, în unele cazuri, ajunge și la 18.000, da? De 6 ori. De ce? Noi trebuie să profităm inclusiv de investițiile astea care se readuc înapoi și avem cazuri concrete, avem câteva chiar corporații care acum suntem în discuții, care încerc să reamplaseze deci, aceste investiții undeva aici în Europa, da? De ori chiar în spațiu comunitar, ori la hotar.
avem astfel de companii. Urmare, vizite la Berlin, plus am mai activizat mai multe contacte care le-am avut, deci acum suntem în discuții foarte avansate cu două companii, deci un producător mare de aparate de cafea, ăsta e altul decât cel din Elveția, vorbesc cu un producător italian, are investit vreo 30 de milioane de euro, 30-40 de milioane de euro și cred că ar crea vreo 500 de locuri de muncă cu valoare adăugată înaltă. Vorbim de alt concern care, vorbesc de două companii, corporații mari, deci cifră de afaceri între 5-10 miliarde de euro, foarte mari. A doua companie este din Germania, care se duce acum tratative. Deci este o companie din domeniul segmentul medical. Deci produc elemente din chirurgie, tot ce ține de medicină, au undeva vreo 5.000 de produse. Iată, aceste două corporații mari se intenționează deja să deschidă în Republica Moldova și vor veni în vizită, cred că în ambele companii, în luna octombrie. Dacă deja se face primul pas și vin aici și noi vom depune tot efortul, chiar la nivel înalt, o să facem întrevederi și cu doamna prim-ministru, eu văd șanse, zic, 99% că aceste două companii vor investi și avem, eu cred că putem spune semnul plus la cel puțin 60-70 de milioane de euro numai pe aceste două companii și undeva vreo 1500 de locuri de muncă. Dar aici mă întorc înapoi la situația care avem în regiune, deci asta este, e mai greu, nu tot companiile mari nu se aventurează acum să investească 20 milioane, 50 milioane. Ăștia doi de mult timp sunt cu ochii pe noi și de ce cred că se va reuși. Noi trebuie să încercăm să ne focusăm pe cei ce fac și vecinii noștri. Deci după mine acum trebuie să mergem, de exemplu, pe cercetare, dezvoltare și inovare. Eu am vizitat foarte multe companii, cel puțin vreo 20 de companii, care ar fi gata să intre la noi cu cercetare, dezvoltare și inovare. Noi acum am venit cu niște idei, poate să facem ceva similar, poate la nivel de discuție, acum suntem ca la parcul virtual IT. Da, acolo s-a dat un impozit unic, 7%, și avem, pe parcursul la 5 ani, s-au înregistrat 1200 de companii și s-au creat 15.000 de locuri de muncă, fiindcă chiar și investițiile, dar riscul este mai mic, deci ai venit în Moldova cu o investiție de 300-400.000 de euro în calculatoare, poate niște echipament, ești prezent aici, pornești activitatea și deja fiind aici, deja vezi care sunt realitățile și după aia faci pasul numărul 2, deci poți să mergi cu investiții mai mari. Este, asta noi vorbim că să menținem în primul rând, să zic eu, lumea foarte înalt calificată, da? Deci aici vorbim salarii undeva de 2.000 ceva de euro, 2.000-3.000 de euro, fiindcă iar fac referință la Germania, eu am vorbit, am legături și cu mediul academic, partea pozitivă, vorbesc cu RVTH Aachen, care, de exemplu, are un buget de 2 miliarde de euro, au 300 de institute și 260 de laboratoare. Și eu spun, uite, câte la voi ar costa un om în cercetare, dezvoltare? El spune că ușurel poți să iei 10.000 de euro cu contribuții sociale. Da? Acum, închipuiți-vă cum noi spunem, fraților, veniți în Republica Moldova, iată, voi aveți posibilitatea aici să achitați 2.500 de euro pentru un angajat și, de exemplu, nu știu, 10%, de exemplu, contribuții la stat. Da? Și atunci înțelegeți impactul, 3-4 ori mai ieftin. Da. Firma Trumpf, care este una din cele mai performante în ceea ce ține tăierea cu laser, sudura cu laser, au peste 1.000 de angajați. Mai avem și Sumitomo, de exemplu, care deja sunt prezenți aici în Moldova. Numai în Polonia au 3.000 de angajați. Mi-au zis, dacă voi faceți chestia asta, eu am vorbit cu CEO, da? Deci șef cel mare, eu zic, eu aduc 10% imediat, 300 de locuri. Drexel Meyer deja lucrează aici în Bălți. În afară de fabrici de producere, au un birou în campus universitar, la Universitatea Tehnică. Vorbim de salarii deja mii de euro. Și atât, noi ar trebui să creăm acum rapid. Mi se pare că este o deschidere, deci persoane decizionale în stat susțin chestia asta, trebuie văzut la nivel tehnic. Și atunci trebuie să ne mișcăm rapid
Și eu mi-aș dori, de exemplu, eu știu de unde ar putea să fie amplasat o astfel de platformă pe 20.000 de metri pătrați, acum șoieră vântul, mă scuzați de expresie, în această clădire. Și am putea să creăm cel mult după mine, și eu cred în asta, e important să crezi în ceea ce faci. Eu cred că maxim într-un an de zile noi am avea 2.000 de locuri de muncă în cercetare, dezvoltare. Fiindcă la ziua de azi noi ce avem, domnul Stepanuc? Noi avem Republica Moldova care cheltuie pe an 500 de milioane de lei, 25 de milioane de euro, noi cheltuim anual pentru cercetare, dezvoltare. Dar vă dați seama, deci cercetarea, dezvoltarea nu trebuie să fie numai la nivel de cercetare fundamentală. Fiindcă cercetarea trebuie să fie și aplicativă. Fiindcă tu dacă faci copy-paste și le pui pe rafturi, deci asta nu se întâmplă nimic. Cu regret, deci la noi așa se primește. Noi investim, cumva îi ținem chiar și bătrânii ăștia, cumva îi ținem la picuratori, dar le dăm 4-5 mii de lei salariu și tot. De ce e important platforma asta care o discutăm noi acum deci, și la nivel parlamentar, la nivel guvernamental cu doamna prim-ministru? Deci dacă ne mișcăm rapid, am creat cadrul legal, este instrumentul, deci eu promit într-un an de zile, noi 2.000 de locuri de muncă le avem în cercetare și dezvoltare. Și partea bună că statul nu trebuie să vină cu investiții suplimentare, cu subvenții, da? Fiindcă în alte țări, deci oamenii chiar încurajează, veniți, de exemplu, când a fost în Cehia, ei se râdeau, ei, zone libere. Noi am luat, de exemplu, regiunea X, dezavantajată. Și spunem, cine merge acolo și investește, primește subvenții 13.000 de euro și gata. Și atunci eu mi-aș dori aceste 2.000 de locuri de muncă la prima etapă și pe platforma asta unde va fi cercetare, dezvoltare, să mai avem încă vreo 40 de hectare să fie teren de construcție. Fiindcă când ar părea de bizare, acum vine un investitor din străinătate, spune, eu vreau să construiesc o fabrică, dați-mi, arătați-mi două, trei opțiuni unde eu aș putea să iau terenul. Și cu regret chiar și aici, în capitală, nu prea o să găsesc. Da. De ce noi eu am vrut să întreb, având în vedere că vreți în domeniul acesta cercetării să fie investiții, vedeți că până în bara actuală, da, au existat aceste structuri Academiei de Știință în cadrul Ministerului Educației, după reforma aceea de la 2017, prea mari rezultate nu au fost. Deci, dar acolo un anumit potențial intelectual este. Acum, dumneavoastră, ați vedea o anumită integrare a oamenilor respective, a unor savanți de acolo, în activitățile respective, oricum spuneți dumneavoastră. Deci, asta ar fi formula ideală. Eu discutam chiar ieri cu un ministru, nu mai dau un nume, nu am nici dreptul, dar, Marin, eu am cinci colegi în la mine în gestiune, sau pe bine zis, da, ministerul, și vârsta medie în cercetare, dezvoltare e 81 de ani. Nu cred că să fie chiar 81. Eu vă zic, știți cum e vorba? Cum vreo 60 poate să fie. 60, într-adevăr, mulți sunt bătrâni, mulți sunt după 60, 70. Ei, mă rog. Dar iarăși, vedeți că cum are loc sinergia asta? Haideți, uitați-vă la Bălți, ce s-a întâmplat? Au investit corporațiile astea mari, noi am creat pe campusul Universității Alecuroso din Bălți, deci a fost creat centrul de inovare și transfer tehnologic. Da. Până acum companiile închiriază direct spații direct în campusul universitar. 300-500 de metri pătrați. Și vor fi formate lume care vor fi direct în campusul universitar. Și asta deja e demonstrat, adică că are loc sinergia asta. Lumea în 2012, da? Specialitatea care am absolvit eu la Universitatea Tehnică, Inginerie și Management în transport, chiar dacă mulți au văzut iar că competiții, a fost creată după mari, să zic eu, bătălii, a fost creată această specialitate la Bălți, Inginerie și Management în transport, și atât specialitatea dată pregătește deja, fiindcă Universitatea Alecuroso din Bălți avea mai mult profil pedagogic, da? Iată, s-a creat, clar că în timp, până au găsit profesori, dar acum, deci, tinerii primesc bursă de la companiile astea mari, primesc sarcină, deci ei nu pur și simplu, iarăși... Adică, de fapt, e o specialitate solicitată. Da, deci, foarte solicitată și ei primesc sarcină din cadrul întreprinderii, deci nu pur și simplu scrii, știți cum, copy-paste. Da. Ai venit, te primi sarcină, este echipamentul dat,
respectiv. Vine, dă o propunere. Componenta practică e foarte serioasă, da, nu doar cea teoretică. Și iată, acolo, în primul rând, și oamenii ies mult mai, mult mai pregătiți. Plus, el are un loc deja de muncă, fiindcă companiile mari, dacă investesc în educație și în formarea forței de muncă, ei sunt cointeresați, fiindcă au investit, să-l angajează pe acest specialist. Să-l pregătească, da. Bine. Eu mai am aici mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Am vrut să întreb, e bine, în condițiile când investitorii străini, din multiple, cum spune, motive și cauze, nu prea se grăbesc să vină în Republica Moldova, în alte țări investește statul. Eu înțeleg că a dumneavoastră agenției se ocupă mai mult cu investițiile externe, într-un fel, da? Străine. Bun, capital există și local. Din câte cunosc, se pregătesc mai multe inițiative ca să stimulez inclusiv capitalul autohton. Da? Fiindcă, vreau să spuneți bine, deci trebuie încurajați. Oamenii trebuie încurajați, da. Poate chiar prin diferite stimulente fiscale sau prin diferite, să zic eu, ajutoare de stat. Și sunt programe, că este Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Da? Deci, ați văzut, era pare 1 plus 1. Acum, deci, au pare 1 plus 2. Da? Adică, oricum, adică sunt subvenții solide din partea statului pentru a încuraja mediul autohton. Da, da, am înțeles că acolo, până la urmă, decizia de bază, eu totuși băncile. Adică ei analizează proiectul respectiv și îl prognozează în ce măsură el poate să fie unul viabil, eficient și așa mai departe. Adică nu știu dacă domeniul respectiv și mecanismul respectiv poate soluționeze problema. Eu, de exemplu, vă spun ca profesor care lucrez cu studenții. Că noi avem anul ăsta absolvenți la universitate și la colegii, aproximativ 30 de mii. Poate fi 27, 28, până la 30 de mii. Și sondajele demonstrează, inclusiv vorbesc despre asta sociologii, da? Că 70-80% dintre ei sunt pregătiți să... Desigur, un guvern rezonabil, având și perspectivele ce vrea să facă în economie, și inclusiv în domeniul investiției, și care programe de atragere investițiilor inclusiv și din partea diasporii. Că la noi diaspora, noi pe de o parte spunem că nu prea are bani. Pe de altă parte, ei totuși ar vrea să vină. Desigur, ei nu au milioane și milioane, dar atunci când are o jumătate de milion, când are 200 de mii și mai departe, ei au nevoie de niște propuneri viabile și acea structura noastră guvernamentală care era cu întreprinderile mici și mijlocii, nu tot timpul era receptivă, nu tot timpul deci înțelegea problemele respective. Vă dau dreptate, da, într-adevăr, noi ar trebui să ne focusăm, adică aici în țară. Deci noi am venit cu un program la guvern, vedem, acum iarăși mai avem niște momente tehnice. De exemplu, noi am venit cu propunere și am implementat, suntem la jumătatea programului, deci interconectarea companiilor autohtone la corporațiile mari. Că partea bună, deci, ei au volume mari, da? Da. Și stabile. Deci, tu dacă, de exemplu, dacă vorbim de același cablaj automobilistic, când el intră, el pare că e simplu, da? El e foarte sofisticat, el are peste 1000 de componente. Și atunci închipuiți-vă fiecare chestiune, elemente de plastic, el se utilizează la nivel de milioane. Și atunci trebuie să fie focusat, uite, fiindcă care este avantajul ăsta competitiv? Compania mare, dacă ar găsi un furnizor de astfel de componente din plastic sau metal, el nu trebuie să o ducă din Europa, din China, deci dispare lanțul logistic. Evident că noi aici, la noi în Moldova, oricum suntem mai competitivi din punct de vedere forță de muncă. Da. Și el are cu totul alte costuri. Mai departe, cei sunt de livrare, să livrezi din Chișinău până la Bălți, deci foarte, foarte aproape. Aproape, da. Pentru companiile autohtone, deci tu nu ai nevoie să mergi undeva la expoziție, ai bariere de limbă, până te înțelegi, iarăși calitate, volume. Și atunci, dar ai și o piață stabilă, fiindcă companiile mari, deci au contracte 10-15 ani. Da? Deci, dacă vorbim de subcontractori gen Sumitomo sau Drexel Mayer, deci ei lucrează cu producători de automobile care garantează pe mulți, mulți ani înainte. Și atât vedem, programul ăsta ar fi unul. Doi, eu vă dau dreptate, dar eu cum aș face eu, de exemplu? Acum, cum fac alții persoanele care iau decizii? Noi avem undeva vreo 180 de companii de stat. Ele fac achiziții de ordinul miliardelor.
Da? Iată, eu aș, dacă eu aș fi, nu știu, o persoană care decide în raport cu aceste companii, eu aș chema în fiecare zi, seara, după ora 6, și chiar aș face transparent, live, da? Privesc eu, și aș spune, domnul director Stepaneu, dumneavoastră sunteți director la Tutun CTC, corect? Cât, care este ponderea de achiziții care ați făcut-o din afara țării? Și mi-a spus, da, eu am făcut de 100 de milioane, 5 milioane de euro. Ce e importat, ce a importat întreprinderea noastră? Iată, 1, 2, 3, 4, da? Hârtie, carton, hârtie, calitate, carton, nu știu ce. Da, și spune, ok, dar de ce nu importați aici? Că aici, de exemplu, un pic e mai scump. Dar cu cât e mai scump? Iată, eu aduc din Italia cu 5 lei, în Republica Moldova 5,50 lei. Atunci eu, ca stat, ar spune, ok, hai să facem un tender, aici pe loc, cine poate să livreze domnul Stepaneu pentru fabrica Tutun CTC? Iată componenta asta. Înlocuirea importului. Da, și noi spunem, ok, iată diferența asta, tu aduci de psihotare, noi suntem gata cumva noi să o amortizăm ca pentru același ODA, da? Fiindcă probabil până tu te modernizezi și așa mai departe, dar tu automat dai volumul ăsta de lucru, de 5 milioane de euro, de 10 milioane de euro, numai de la o companie, dar sunt companii care fac achiziții de, dar vorbim de termoelectrică, mold electrică, deci acolo noi vorbim de miliarde, noi vorbim de sute de milioane de euro. Și atunci închipuiți-vă noi, inclusiv prin programele astea de stat, interconectăm companiile noastre și chiar dacă dăm niște subvenții de la stat, dar noi creștem capacități la întreprinderile noastre. Așa e. Și atunci, iată, facem forța de muncă, menținem acasă. Creăm noi locuri de muncă. Așa e. Închipuiți-vă, din 180 de companii, eu mi-aș lua, de exemplu, fiecare seară, de la ora 6 până la ora 9, aș face transmisiune live și toată țara să vadă. Iată, este companie dată, directorul prezintă, ce face achiziții, sau face, dacă trebuie, cu dedicație, iată, vorbim de companie X, care are profilul dat. Ei, dinainte știm că anunț, da? Iată, mâine o să fie ăsta de la termoelectrică. El are nevoie de fiecare de chestie din plastic, din nu știu. I-a anunțat, i-a dus 20 de potențiali furnizori locali. Și dacă trebuie undeva, vezi că el, noi suntem mai puțin competitivi cu alte țări, fiindcă acolo probabil sunt mai tehnologizați, da. Au alte tehnologii, statul intervine acolo cu, dar valoare maxim, da? O mică subvenție, poate dacă vorbim de 5, cum exemplu ăsta, 5 euro și 5 euro 50, noi venim cu o subvenție de 50 de euro cenți, dar valoarea adăugată în alt, grosul banului rămâne în țară. Plus, deci mai departe în timp, el un pic dezvoltă, de exemplu, o susții, îi spui, uite, noi te susținem în programul ăsta 2 ani, tu încerci să intri puțin, mă scuzați, că în pâine, câștigi niște bani și fii bun deja și investești tu și creșteți capacitățile. Și domnul Stepaneu, din 180 de companii, deci noi care vorbim de aici zeci de miliarde, dacă noi am reușit de vreo 500 de milioane de euro să dăm de lucru aici acasă, vă dați seama de impact. Corect, ar fi și loc, aici, locul de muncă. Ce îi spuneți dumneavoastră, cum capacitățile interne ale statului este dezvoltate? Eu am auzit ideile respective a dumneavoastră, într-o formă sau într-alta, și la alți economiști, că eu îi mai invit în coace și mai vorbesc. Da? Și îmi pun întrebarea așa ca un om cu anumită experiență și ca moderator la emisiunea respectivă, de ce e așa de greu ideile astea bune și raționale să merg la noi, deși ele nu se implementează. Eu nu vreau să-i criticăm cineva, pe foști sau actuali. De fapt, ultima întrebare a fost legată cu banii diaspora. Dumneavoastră, parțial, ați răspuns la întrebarea asta. Adică, astăzi diaspora, cumva, noi, că se spune că vin un miliard și jumătate, 2 miliarde de dolari ar veni în țară de la diaspora. Poate acum e clar că vine mai puțin. Indiscutabil. Banii ăștia cumva rațional, economic, s-ar putea de utiliza concret în economie. Da, iată, eu am, deci m-a rugat domnul președinte, domnul Gros, m-a rugat să merg la Ioloveni. Diaspora e foarte solidă și s-au adunat vreo 20 de oameni și spune, uite, eu sunt gata, care spune 500.000 de euro, care spune, eu sunt gata 1 milion. Deci, într-adevăr, există. Deci nu e o chestie că mistică sau cineva face glume. Deci diaspora dorește. Deci, acum, noi trebuie să ne mișcăm. Eu spuneam că de multe ori birocrația omoară multe proiecte. Și noi acum nu avem timp ca să stăm mulți meditem. Deci, vă dau dreptate, noi acum trebuie să pedalăm pe gaz și să dăm, iată, este ODA, 1 plus 2, deci trebuie să găsim, că iarăși, îi dai posibilitate, îi dai, eu zic, vă dau, de exemplu, 50.000 de euro. Ei, și tu iai 50.000 de euro. Dar tu cumperi un echipament, dar trebuie totodată să ai de lucru, fiindcă tu ai cumpărat echipamentul, dacă nu ai ce faci cu el,
De ce este foarte important, partea bună, deci, să zic, nucleul s-a făcut ca prin programele astea, acum trebuie să ne străduim să le dăm și de lucru, prin programul ăsta de interconectare la corporațiile mari, prin... De ce? Și avem întreprindere astea mari și majoritatea sunt fălite, da? Că management defectuos și așa mai departe. Da? În primul rând, mai bine controlate și, doi, de încercate volumul ăsta de lucru. Dar eu, ceea ce mă bucur, este susținerea și este înțelegerea, adică percepția, știți cum, de înțelegere. Deci eu am avut ocazia în ultimele câteva săptămâni să mă întâlnesc cu toate trei persoane decizionale. Este dorință și voință mare de a schimba lucrurile în domeniul economic. Deci... Este ambele, reforma justiției, dar vă zic, și doamna președinte, ea vede reforma justiției, dar totodată dezvoltarea economică. De fiecare dată spune lucrul ăsta. Și asta e partea bună. Deci, mai departe, dacă persoane decizionale conștientizează asta și își doresc din adins, eu cred că toate celelalte verici birocratice pot fi eliminate sau distruse. Eu vreau să vă mulțumesc pentru discuția care am avut-o. Eu sper că ea a fost utilă și pentru telespectatori și a fost utilă și pentru funcționari și pentru cei care lucrează în sectorul economic a țării și pentru conducerea țării. Eu vă doresc dumneavoastră succes, că până la urmă este vorba că și guvernul, și opoziția, și puterea a patra trebuie să lucreze pentru țară, pentru că lucrurile se schimbe spre bine. Succesul, de fapt, a guvernării este succesul în general a țării. Și este succesul nostru a tuturor. Și mai spuneam și la altor funcționari guvernamentali, nu vă temeți să veniți pe la televiziuni, pe emisiuni și să discutați. Până la urmă, absoluta majoritate a moderatorilor sunt oameni rezonabili, sunt cetățenii acestei țări și ei la fel vor schimbările spre bine, ca ele să dea rezultate. Și să păstrăm acasă populația, să creăm locuri de muncă, să le dăm niște perspective și să le dăm anumite, cum spuneam, optimism. Fără asta nu este posibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper mult să nu fie ultima. Da, prima și ultima. Vă invit numai cât cu prima ocazie, cum o să aveți anumite succese, niște realizări acolo, ia, numai decât, deci, televiziunea noastră este disponibilă tot timpul să discute cu reprezentanții guvernului. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, l-am avut în studio pe domnul Marian Ciobanu, care este șeful Agenției de Stat Investiții din Moldova, deci o persoană foarte cunoscută. Am avut o discuție interesantă despre perspectivele economiei țării, perspectivele investițiilor în Republica Moldova. Îi dorim succes și pe dumneavoastră vă așteptăm la următoarea emisiune, deci miercurea viitoare. La revedere!